Salut tuturor, mă bucur să vă revăd! Astăzi o să fac mult cerutul clip cu ce am primit de Crăciun, pentru că toată lumea mi-a cerut să fac acest videoclip și am zis, ok, de ce nu? Și mie îmi place să mă uit la clipurile de genul ăsta, pentru că sunt curioasă așa de fel. Sunt super recunoscătoare pentru tot ce am primit și sunt foarte fericită și abia aștept să vă arăt. Mare disclaimer, nu încerc să mă laud cu chestiile astea, pur și simplu sunt lucrurile pe care le-am primit și foarte mulți ați vrut să vedeți ce am primit, de aceea fac acest videoclip. Nu îl fac de niciun chip ca să mă laud, așa că dacă vreți să-l vedeți, urmăriți în continuare, dacă nu puteți ieși acum pentru că mi-am o groază de videoclipuri aici pe canal. Iar voi, cei care ați rămas, haideți să-i dăm drumul! Am primit ceva cadouri și de la companii și o să încep prima dată cu astea. Probabil ați văzut pe canalul de vloguri acel calendar de la NYX. Era un advent calendar pe care evident acum n-a terminat pentru că a trecut Crăciunul. Însă am primit foarte multe întrebări și nu l-am cumpărat eu, l-am primit, însă se găsea în magazine și cred că se mai găsește acum și probabil să-l găsiți la un preț mai mic dacă aveți un magazin NYX, puteți merge să vedeți. Nu știu, n-am fost ca să văd ce se mai întâmplă prin magazine după perioada sărbătorilor. Și în calendar avea farduri și soft matte lip cream-uri și sunt o groază. Vă dați seama că... Opa! Vă dați seama că am avut 24 de ușițe, asta înseamnă 24 de produse și sunt foarte încântată și sunt foarte drăguțe. După care am primit acest set de la Vichy. Probabil l-ați mai văzut pentru că este peste tot pe rețelele de socializare acum. Arată absolut genial. Are o cutie foarte, foarte frumoasă, cu siguranță o să o păstrez. Și în ea avem un ulei micelar pentru curățarea feței. Vreau să vă spun că este absolut genial. Am început să-l folosesc și eu recent și îmi place extrem de mult, mi se pare interesantă și textura. Are așa o textură uleioasă, însă ca să te cureți trebuie să pui puțină apă și are așa o textură lăptoasă, așa, zici că e lapte. Și te curezi cu ea și apoi te clătești și fața ta arată super și curăță machiajul, este foarte, foarte, foarte fain. După care mai avem în cutie și o variantă travel size de apă termală. Și în ultimul rând mai avem și acea cremă iluminatoare. Am avut o mostră și mi-a plăcut foarte mult și mă bucur extrem de mult că am primit o variantă full size. Nu știu cum m-au nimerit, însă încă n-am început să o folosesc așa serios. Am folosit doar acea mostră pe care o aveam, însă sunt foarte entuziasmată să mă apuc și o să vă țin la curent să vedem ce efecte are. Și de asemenea am primit și o lumânărică de la La Dure. Care miroase extrem de bine, mie mi-amintește de lăcrămioare. Însă am înțeles că era un fel de cocktail, ceva, din păcate am aruncat cutia. Așa că nu mai știu exact cum se numea, dar mie miroase lăcrămioare. Și lăcrămioarele sunt florile mele preferate. După care am primit această cutie de la Kylie S. Și aici am avut produse pentru unghii, pentru manicură, pedicură. Diferite produse, tratamente, de care sunt foarte, foarte entuziasmată. Am și desfăcut unul și am început să-l folosesc. Este... top coat-ul acela pentru regenerarea unghiilor. O să vedem ce rezultate dă. Mai avem aici și ceva pentru cuticule și am primit și câteva pensule pe care una deja o folosesc și îmi place extrem de mult. O folosesc pentru bronzer și îmi place foarte mult și are perișorii așa foarte moi. Sunt o calitate bună, sunt mulțumită. Așa că sunt foarte curioasă să încerc și restul produselor. Și în ultimul rând sunt foarte, foarte fericită pentru această cutiuță. Siguranța Beatrix Color este, cred că, brandul meu preferat de bijuterii. Pentru că mi-am plac cristalele și bijuteriile de genul ăsta. Și am fost foarte fericită când am primit această cutiuță. Și o să vă arăt. Deja port două din lucrurile pe care le-am primit. Am acest lănțișor cu ametist, care este foarte frumos și am început deja să-l port. Și de asemenea am început să port și brățara cu turmalină neagră și îmi place foarte, foarte mult. Și pe lângă acestea am mai primit acești cerceluși foarte frumos cu flori uscate și presate. Sunt absolut geniali. Eu nu prea port cercei de genul, însă aceștia îmi plac extrem de mult. Mai am acest inel, cred că este tot turmalină, însă albastră. Arată foarte, foarte drăguț. Și nu în ultimul rând am această chestie interesantă de care abia aștept să vă spun. Aceasta este o rolă de masaj și este dintr-o piatră sacră numită jad,
dacă nu mă înșel, sper că îl pronunț bine, Jal. Și este considerată în medicină tradițională chineză piatra sănătății, a frumuseții și a bunăstării, a longevității și are niște beneficii foarte, foarte faine. Închide porii, redă fermitatea pielii, tonifică mușchii faciale, stompează ridurile fine, reduc umflăturile și ridurile din jurul ochilor, eliberează sinusurile prin lăturarea congestiei nazale. Această chestie minusculă face toate astea. Mi se pare foarte interesant și o să încep să o folosesc, pentru că sunt foarte curioasă și mi-am plac chestiile de gen. Ok, acum haideți să trecem la cadourile pe care le-am primit de la prieteni. Am făcut alături de câteva fete din clasa mea, cu care mă înțeleg mai bine, un Secret Santa, iar mi-a picat să-mi ia cadou Irina, o prietenă foarte bună pe care probabil ați văzut-o în acest clip, dacă ați apucat să-l vedeți. Și mi-a luat câteva chestii foarte drăguțe. În primul și în primul rând mi-a luat washi tape. Irina este o mare, mare fană chestiilor handmade. Și mi-a luat un set întreg de washi tape, care au decorațiuni Christmas-y pe ele și au fost și sunt atât de drăguțe și le-am folosit pentru a pacheta cadourile tuturor. Îmi plac foarte, foarte mult. După care mi-a luat acest mic răftuleț și este foarte, foarte simpatic. Nu știu încă ce o să pun în ele pentru că nu m-am hotărât. Dar cu siguranță o să-i găsesc o întrebuințare. A făcut acest globuleț personalizat cu pozele noastre. Aceasta este de la un eveniment, de la evenimentul de NYX. Și aceasta este de la facultate. Este o poză mai veche, după cum vedeți, eram mai blonduță. Am fost super, super emoționată când am văzut acest globuleț. Și l-am ținut în brad până acum, l-am scos doar ca să vi-l arăt. Și desigur, Irina știe nebunia mea cu discurile de vinil, așa că mi-a făcut cadou aceste două discuri de vinil cu The Beatles și sunt foarte fericită pentru că nu aveam discuri de vinil cu Beatles, ceea ce este destul de ciudat. Și abia aștept să le ascult. De la Leo, care este prietenul meu, în cazul în care nu știți, în afară de o cutie de bomboane pe care am mâncat-o și un buchet de trandafiri, am primit acest ceas de la Ice. De mult îmi doream un ceas de la Ice pentru că sunt mai sporty, însă nu știu, sunt și ușor elegant și voiam de foarte mult timp un ceas de genul ăsta și el fiind un iubit foarte drăguț, mi-a luat dorința în considerare și mi l-a luat. Arată cam așa, este alb, îmi place foarte, foarte, foarte mult și este foarte finuț. Este puțin cam mare pentru mâna, pentru încheietura mea, însă mă duc la o ceasornicărie și sper să reușească să mi-l facă. După care de la tovarășa Ioana am primit această mică decorațiune foarte, foarte, foarte simpatică, foarte finuță. Îmi place foarte, foarte mult, nu știu, mi se pare interesant așa și o să țin pe birou, mi se pare așa că mă liniștește și chestiile sălbatice mi-am pus de valuri și de mare și îmi dă așa o stare de bine, chiar îmi place piesa asta. Am primit o pereche de cerceluși Christmas-y, un ren și o lumânerică. Și noi suntem patru fete în grupulețul nostru, în anturajul nostru și ne-a luat Ioana la toate cercei la fel. Acum un an sau doi mi se pare că ne-a luat la toate șosete la fel. Dacă ați văzut pe Instagram acele șosete cu Moș Crăciun, e bine, le avem, avem toate patru la fel. Și mi-am mai luat această cutie de biscuiți și uitați-vă puțin ce imagine frumoasă are pe cutie. Nu le-am N-am deschis-o încă, ceea ce e destul de ciudat pentru mine, însă îmi place foarte mult și cu siguranță o să o păstrez. Probabil vă amintiți că sunt glumele alea pe net, în care fie găsești în aceste cutii prăjituri, fie găsești chestii de acelea pentru cusut. Și știu că la finii mei așa se întâmpla mereu când eram mică, mereu era o cutie în care erau biscuiți și într-una care erau chestii de acelea pentru cusut. Păi de la Paula, o altă prietenă foarte bună, am primit ceva dulciuri pe care le-am mâncat. Însă am mai primit câteva chestii și sunt și mie și frică să vă arăt una dintre ele, dar o să încep așa mai light. De mult, de mult îmi căutam o pereche de mănuși din acelea cu touchscreen, însă nu știu cum, dar într-o perioadă se găseau peste tot și acum abia dacă le mai găseam și le-am zis, băi, care-mi lua și mie de Crăciun o pereche de mănuși de genul ăsta? Și Paula s-a conformat și mi le-a luat și îmi plac atât de mult că sunt așa finuțe și nu-ți fac mâinile foarte umflate așa. Eu mai aveam unele și mi-au plăcut deloc. Însă acestea au un material foarte plăcut și sunt finuțe așa și subțirele și îmi fac degetele de pianist așa și îmi plac și pentru condus în bune, adică nu-ți
fac mâinile umflate, așa ca cele din lână, cred că sunt, sau nu știu din ce sunt, dar în fine sunt așa uriașe. Și de asemenea merg și foarte bine, adică nu sunt probleme. După care am mai primit acest tricou mai lărguț, așa, un fel de crop top. Și îmi place că vine așa puțin mai lălu pe mine. Paula s-a gândit că am nevoie de un costum de genul, pentru că de ce nu? Așa că mi-a dat un costum de Superwoman. Probabil a fost în secție de Halloween și s-a gândit că e o idee bună. Nu știu ce să fac cu el, nu știu când o să-l port, nu știu dacă o să-l port, nu știu la ce aș putea să-l folosesc. Dar trebuie să recunoaștem că e destul de amuzant. Apoi mi-am luat și eu mie un cadou. De fapt, mi-am luat două, dar o să ajungem imediat la el. Mi-am zis că New Year, New Me, New Resolutions, așa că mi-am luat un stepper ca să mă apuc serios de mișcare. Am început încă să-l folosesc, însă pare destul de fine și oricum intenționam să-mi iau. Asta pentru că uneori nu am chef să stau să fac exerciții sau să pun videoclipuri sau chestii de genul ăsta și ar fi mult mai ușor, adică este la îndemână să fac pași pe stepper și totuși să fac mișcare. Asta dacă nu ajung la sală sau dacă nu ies din casă, e foarte probabil la mine. Mie îmi place să stau foarte mult în casă. Și l-am considerat o achiziție foarte, foarte bună, așa că mi-am făcut cadou de Crăciun. Și nu în ultimul rând, cadoul de care sunt cel mai entuziasmată și care a venit cu mult înaintea Crăciunului oricum. Și pe care probabil l-ați mai văzut pentru că a mai fost în clipurile mele anterioare. Este vorba de un nou laptop! Mi-am luat un nou laptop în sfârșit. Îl aveam pe cel la Fujitsu de aproape 6 ani și săracul nu m-a lăsat la greu, însă îi se stricase bateria. Însă îi se strica bateria acum vreo 3 ani în urmă, 4 ani în urmă și da, deja a început să se meargă din ce în ce mai greu și da, în fine, mi-am dat seama că era cazul să-l schimb. Acesta este tot un fel de cadou de la mine pentru mine, însă și ei mei au contribuit cu o parte din sumă pentru că au zis ok, hai să-l facem un cadou de Crăciun și am zis nu că vreau să-mi iau singură și a fost o chestie bine, hai să dăm și noi o mică sumă și restul plătești și am. Da, este un MacBook Air de 13 inch, îmi place foarte mult și mă bucur că l-am luat pe acesta și nu l-am luat pe cel de 11 inch pentru că mi se părea că acela este destul de mic și de îngust. Momentan merge foarte bine, mi-e destul de greu să mă acomodez cu trecerea de la Windows la Mac și probabil o să-mi schimb și stilul de edita și programele și așa mai departe, însă iau cu pași micuți, micuți, pentru că e timp. Și acestea au fost toate cadourile pe care le-am primit de Crăciun. Sunt foarte, foarte, foarte recunoscătoare pentru tot și sunt la fel de recunoscătoare pentru că v-am și pe voi, sunteți cel mai frumos cadou pe care l-aș putea avea. Și vă mulțumesc pentru mesajele de Crăciun și de anul nou. Sper că ați avut un Crăciun foarte, foarte, foarte fain alături de cei dragi. Și vă doresc și un an foarte bun, un an productiv, un an... cel mai bun an, să fie anul fiecăruia dintre noi. Se vede cât sunt de motivată, nu-i așa? Îmi place de mine. Fiți pe fază pentru că în curând o să fac un haul pe care toată lumea l-așteaptă, pe care toată lumea și-l dorește pentru că mi-am luat o groază de nebunii în ultimul timp și vreau să le împărtășesc cu voi și voi vreți să le împărtășesc cu voi pentru că mi-ați tot trimis mesaje și m-ați întrebat. Așa că da, asta o să vedeți în următorul clip. Nu uitați să vă abonați ca să aflați când mai postez clipuri și de asemenea, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like. Ne vedem în curând, pupici! Pa, pa!